Uite, așa să continuăm cu etapa finală, da? Etapa, e clar. Am vorbit mult, da? Luna e superbă, dragii mei. Luna e superbă și se vede ca un disc de aur. Luna strălucea. Și pe ovale verde, oștile dormeau. Opa, așa. Iar apare cavalerul de monede. M-a disperat. M-a disperat cavalerul de monede care a apărut în a doua etalare, în poziția gândurilor. Cineva vrea să vă ofere ceva. Ceva care, într-adevăr, ar putea să devină stabil, la care visează, dar trebuie să se decidă. Aha, între voi și un semn de... Aha, iar decide. Moment de decizie, semn de pământ pentru unii sau cu marcaj, repet, se decide între un semn de aer care nu le mai aduce satisfacții, se vede, da? Cu care se luptă. Nu le mai aduce satisfacții. Au și 9 de spade și 5 de spade. Au multe conflicte, discuții, facem sau nu facem, așa sau așa. Da? În fine, persoana eventual stă cu spatele, tratează cu spatele, așteaptă ce o fi așteptând. La voi visează 6 de cupe, poate și voi visați la ei, visați că veți fi împreună, vă veți da în leagăn. Da, vă veți da în leagăn și vă veți simți bine, dar deocamdată lucrurile vin greu, încet, nu știu în cât timp vin, dar se vor manifesta încet. Dacă vin cu o ofertă, s-ar putea să vi se pare cam acră. Măi, dragule, nu poți să-mi dai și tu un fruct copt? După ce când dai doar un fruct, mi dai și pe ăla necopt. Ha! S-ar putea să vă testeze, am înțeles. S-ar putea să fie un test al răbdării, al așteptării. Aha, vă testează. Pentru că ce își doresc să manifeste? Un moment sacru cu voi. Acum, dacă îl vor manifesta în iulie, rămâne de văzut. Dar voi, dragii mei pești, în primul rând pești, își doresc acest lucru. Că vă doriți cu acest semn de pământ, variază. Vom vedea ce alte semne mai apar. Poate și cu un semn de aer, că apare semn de aer, 6 de spade. Poate și cu un semn de foc. Ia să vedem cum citim. Am înțeles. Cineva vă urmărește. Voi vă plimbați frumos, frumușei. Vă urmărește din spate. Eventual vine din spate. Pe cal nu mai vine nimeni. Poate cu mașina sau cu bicicleta sau cu ce mai vine. Acum nu știu cum se numește chestia aia, de apare ca o trotinetă. În fine. Vine și vă face o ofertă. Și s-ar putea să fie cam prea mică pentru idealurile voastre senzuale, sexuale, spirituale. Am mai apărut la nu știu la cine am apărut această, exact la mijloc, cred că, dacă nu mă înșel, am mai apărut la o zodie. Voi vreți un moment sacru să fie între voi, vreți ca persoana de lângă voi să vă simtă sufletul. Și dacă vă oferă ceva, dragii mei, să vă ofere nu doar un fruct, uitați ce diferență este, da? O masă întreagă, o cină, da? Un coș de fructe. Să persoana respectivă să fie mult mai generoasă, da? Aici fructele sunt coapte și sunt multe. Și are coșul alături, nu l-are pitit, nu are contul pitit. Eventual, vreți să comunicați mai puțin și să simțiți mai mult, să vă hrăniți emoțional. Unul pe celălalt. Asta vreți. Și pentru asta trebuie să lăsați în spate 6 de spade pe acei bărbați sau acele femei care vor doar sex, dar nu vor emoții, vor doar pasiune, iar apare și 6 de spade. Da, e pasiune. Dar pasiunea asta pe unii v-a pus într-un trio. Există un semn de aer sau de foc în viața voastră care clar, posibil v-a dorit în condițiile în care ei nu se mai înțelegeau bine cu perechea lor.
7 de spade și 8 de spade și repede, da, zice, aici apare semn de aer, semn de foc. Cineva cu multă pasiune pentru voi, dar care ar vrea să călătorească, să călătorească înspre voi, să-și manifeste pasiunea și să iasă eventual dintr-o relație tradițională, o relație de lungă durată care nu-i mai satisface. Aici apare cavalerul de cupe și luna. O, și moartea. Să pune capăt unei lumii. Aha. Unei relații cu o persoană care nu e mofturoasă. O persoană mofturoasă. Au fost lângă cineva care nu... Au ajuns să nu se mai înțeleagă din punct de vedere sexual. Și posibil simt că pasiunea renaște în preajma voastră. Dar să vedem dacă e doar pasiune sau oferă și emoții. Și repet, pentru unii să mai fie și altcineva, afară de acest semn de pământ, să mai fie un semn de aer și un semn de foc pentru unii. Ce complicat! Ce complicat uneori! Semnul peștilor! Viața voastră intimă, manifestată sau nemanifestată. Nu cu carte pentru peștișori. Peștișori. Noi, dar sar. Ah, în sfârșit. O, faetonul. Da. Frumos. Faetonul e chiar luna a șaptea, luna iulie. Clar că cineva vă pândește din umbră. Visează la voi. Clar că cineva se uită la poza voastră și v-ar dezbrăca din priviri, în condițiile în care partenerul, partenera lor, nu are timp de ei. Își doresc chiar 3 de monede care a apărut și aici în poziția asta. Posibil persoana asta își dorește colaborare, își dorește pasiune, 8 de bute. Dar dorește mai presus de toate ca această relație să fie manifestată frumos, spiritual. Posibil unii dintre, iar apare preotul, unii dintre ei vor să iasă dintr-un cuplu. Of, ce mă enervează chestiile astea. Când ei sunt într-un cuplu și se cuplează înainte să iasă din relația lor. Of, nu-mi place chestia asta. Dar pasiune există, clar. Dorință există. Suficientă cât să vă încălziți și să vă... E și cald afară, măi, dar aveți nevoie de vantai. Cavalerul de monede. Ritualul. Hai să zic ritualul. Ritualul de inițiere. Și faetonul. Clarificăm totuși cavalerul de monede și ritualul. Am nevoie de o clarificare aici. Șapte de monede. Iar așteptare. Iar așteptare. Iar. Da, cineva e căsătorit. Și vă punem postura asta. Dar voi, dacă sunteți intuitiv, s-ar putea să-i refuzați, să le explicați. Dragul meu, nu pot primi eu oferta aceasta. În primul rând, este prea mică oferta pe lângă potențialul tău. Este prea mică oferta pe lângă valoarea mea. Eu am nevoie de o persoană cu care pot să am o relație profundă sexuală, gen tantra, că tot vă, da? Documentați-vă pentru cei care nu știți ce înseamnă tantra. Dar tantra, dragii mei, nu înseamnă doar sex, înseamnă mult mai mult. Oferta ta mă pune în așteptare. Mă pune în așteptare, trebuie să aștept prea mult. Iar apare 7, 7 de monede, tot apare numărul 7, că e iulie. Și mă leg, e o legătură, mă leg pe o perioadă îndelungată, în condițiile în care nu mi ofer prea mult. Repet,
Eu zic că peștii își doresc genul acesta de comunicare sexuală, senzuală, spirituală, ritualică, da? Și vor merge, își vor vedea de drumul lor, faetonul, își văd de drumul lor. Dacă persoana respectivă combină ofertele și înțelege că 7 și cu 1 fac 8, da? Că dacă se implică mai mult, dacă muncește în relație, pot să meargă împreună în această poziție, pot să devină amândoi un soi de preoți din punct de vedere sexual, știu că sună ciudat, dar eu vă zic. Așa. Dacă persoana aceasta vrea să muncească, da, există potențial să mergeți mai departe. Dacă nu, nu. Așteptarea implică prea multe. Clarificăm ritualul. Ho, dragii mei, împărăteasa. E normal. Am zis, a apărut împărăteasa și aici. Cine vă oferă mai puțin decât meritați, decât faceți, pa, la revedere. Îmi iau mașina și chiar dacă n-am mașină, îmi iau bicicleta, îmi iau papucii, plec. Da? Mă duc mai departe. Mai departe s-ar putea să găsesc perechea mea. Da? Să-mi găsesc steaua, să-mi găsesc destinul. Să-mi găsesc într-adevăr omul cu care pot să fac genul acesta de dragoste. Că împărăteasa are un kundalini trezit, pe de-o parte, are o valoare specială. Este cea mai valoroasă femeie, da? Din tarot. Și are nevoie, nu de așa ceva, dragii mei, nu de așteptări și nici de lămâi acre, sincer. Sincer. Are nevoie să fie tratată conform valorii sale și nevoilor sale sexuale, că vorbim de sexualitate. Așa că s-ar putea să-și ia mașina și să plece. Și dacă nu are mașină, tot pleacă. Pleacă către destinul său. Ia uite, își dorește 9 de cupe, cavalerul de monede, dacă tot e, să-i ofere emoții. Nu, valetul, scuze. Da, emoții. Dar ea vrea 9 de cupe. Iar e o chestiune de la egal la egal, în care vă umpleți cupele într-un mod subtil și profund. Uf! Raha, regele de foc. Ia uite ce frumos. Într-un mod neașteptat. Dacă acest împărat are conflicte cu un semn de aer, să-i fie de bine. Dacă acest împărat vrea să vă domine, iar să-i fie de bine. Împăratul, dragii mei, va trebui să-și schimbe printr-un ritual de curățare, că tot e eclipsă, că tot e lună, să-și schimbe stilul. Și interesant că văd împăratul aici, la regele de foc. Ce vreau să spun? Am zis că împărăteasa nu acceptă oferte, jumătăți de măsură sau sferturi sau picături. Vrea să meargă către o persoană care o tratează de la egal la egal, da? Interesant, da? Și un rege de bâte, semn de foc, mai mult sau mai puțin, pentru unii, da? Care o poate trata de la egal la egal. Care o poate proteja. În care pot să devină o singură ființă. Dar, în primul rând, cred că ține de protecție. Aici. Și ia să mai vedem. Da. Probabil că împăratul mai are multe de transformat, multe de învățat, ca să crească până la vibrația împărătesei. Posibil că împărăteasa își poate găsi un rege de monede, de foc, o persoană pasională care să fie mai aproape de destinul său, pentru că de steaua sa,
Pentru că faetonul merge către steacă, către destinul său. Și interesant că aici este 3 martie. Am zis că împărătesele, mai ales dacă aveți peste 40 de ani, voi deja sunteți împărătese. Posibil pe cineva cu planete în rac sau planete în semn de foc. Către acel personaj o să mergeți și simt că personajul cu semne cu planete în semn de pământ sau care vine foarte încet și oferă destul de puțin și vă pune în așteptare, va rămâne în așteptare, va rămâne în urmă. Așa simt. Posibil dacă vă lăsați această ofertă în spate și vă concentrați pe destinul vostru, pe călătoria voastră, da? Mergeți în continuare, într-un mod neașteptat. Să apară și acest rege, da? Rege de bâte. Da. Și semnul de pământ să rămână totuși un pic în lacrimi pentru că a pierdut această bucurie. A preferat să stea cu semnul de aer. Ha. Da, complicat. Văd mai multe, nu pot să spun atât de multe, că deja este prea mult. Când e prea mult, e prea mult. Vă las, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!